Mulți dintre ei au fost cândva oameni obișnuiți. Au mers la școală, au avut nevastă și copii, au construit o casă. Unii mai devreme, alții mai târziu, au descoperit că, de fapt, rolul lor pe pământ este altul. Acela de a-L căuta pe Dumnezeu, departe de lume, de ispitele și deșertăciunile ei. Rând pe rând au devenit călugări la mănăstirea Noul Neamț. Aici ne-au vorbit împăcați despre lume, viață și credință. Ora 5:30 dimineața, mănăstirea Noul Neamț. Călugării își spun în șoaptă rugăciunea de dimineață, cu grijă parcă să nu tulbure liniștea chiliilor micuțe, unde lumina încă nu și-a făcut loc. Este unul dintre momentele în care pentru fiecare dintre cei 50 de călugări nu mai există nimic în afara lui Dumnezeu. Așa ne-a spus părintele Cosma, care simte că orice rugăciune îi confirmă că a făcut alegerea corectă când s-a dedicat credinței. S-a născut într-un sătuc din raionul Ungheni, într-o familie credincioasă, dar nu într-atât încât să-l îndrume să ia drumul bisericii. De altfel, copil fiind, cel care astăzi e călugăr, se visa profesor de biologie sau geografie. Dar, dintr-un imbold pe care atunci nu știa să-l explice, mărturisește că adevărata sa chemare creștea în el de pe atunci. În sat noi n-am avut biserică, mi-era de interesant că era Dumnezeu în fiecare duminică dimineața la ora 4 trebuie să mă trezesc și să mă duc în satul vecin. Trebuie să treacă o livadă de meri și apoi o pădure. Apoi la biserică ne vrem. Deci undeva erau vreo 10-12 km. Pe când avea 16 ani, a avut ocazia să ajungă într-o simplă vizită la mănăstirea Noul Neamț. Venind de la Noul Neamț, sigur că m-am simțit de primul pas că sunt acasă. Și pentru că așa a simțit, a rămas aici, lăsând la poarta mănăstirii visul de a deveni profesor de biologie sau geografie. Cu inima senină, a depus actele pentru cursurile seminarului teologic care activa atunci pe lângă mănăstire. Zic, ce-ar fi ca să devii un călugăr sau devii, iaca, fiindcă văd viețile călugărilor, ăștia care slujesc în biserică, sunt toți veseli. La 19 ani alegea să fie călugăr, o alegere pe care cei de acasă nu au acceptat-o și nu au înțeles-o. Au încercat să-l readucă în lumea lor cu rugăminți și argumente departe de calea lui Dumnezeu. Frații nu m-au primit, au zis că noi toți am fost frați 5 împreună, am dus o viață aici și acum să ne dezici de noi. M-au respins foarte bine, zic că nici nu vrei să vorbim cu tine, dezici. Au trecut deja 20 de ani de atunci și zâmbește cu înțelepciune când îl întrebăm dacă s-a răzgândit vreodată. O singură încercare am avut de a se desfită, că se lef pe mănăstire când acasă. Deci m-am scoat la ora 5 și zic, ei, cred că n-am să pot reuși, mă duc acasă. Și ieșim din chilie, mă sun în rutierul oricând, mă ajung la Nistru și m-a venit, cred că, sarea cea bună, zic, nu faci bine și faci să mă. Și m-am întors înapoi imediat, la ora 6 mergam la scurt. Și de atunci a avut mereu încredere nestrămutată că este în locul potrivit. La mănăstire fiecare are câte ceva de făcut. Părintele Cosma are în grijă bucătăria și o gospodărește astfel ca mereu frații într-o credință să aibă pe masă cele cuvenite. Noi am filmat în săptămâna patimilor, când mulți dintre călugări s-au mulțumit cu apă și pâine. Însă cei care peste zi au munci grele au mâncat fructe și legume. Ne-am obișnuit să depindem de noi și nu de altcineva, patlăgele, pepini, varza, toate acestea lucrurile avem la noi. Mănăstirea e ca o gospodărie, unde, pe lângă timpul dedicat meditației și rugăciunii, fiecare dintre membrii familiei are o treabă de făcut. Altfel, n-ar avea cine lucra pământul, cine să taie lemne, cine să îngrijească de recoltele din seră sau să țină locul curat. Da, hai să trădim. Să nu vă imaginați că aici e ca la o pensiune. Dimpotrivă, e mai greu decât la alte mănăstiri, fiindcă Sfântul Lăcaș se află în apropierea zonei transnistrene, așa că pe aici nu prea ajung nici mulți oameni, nici mulți bani.
mai mult cheltuie alare decât vinete. Donați din oameni particulari, de la stat până când, de la oameni particulari, știți cum? Sunt firme și oameni cei care vin, pelerini, da? Ei vin la, la mănăstire, luând o lumânare, plătind o slujbă, cumpărând o carte, o iconiță. Suntem de cineva supărați la cazul de excepție? Nu. E foarte, cu regret, stăm prost cu lucrurile, adică în voia lui Dumnezeu. Și cum voia lui Dumnezeu le este prima grijă, călugării nu se plâng. Ba chiar spun că prea multă bunăstare uneori îngreunează mântuirea. Iar fără grijă a mâncării și a hainelor, e mai ușor de ținut sufletul curat. Lipsuri sunt permanente. Pentru părintele Sebastian, lipsurile lumești nu contează. Știe asta încă de acum 15 ani, când a ajuns la mănăstirea Noul Neamț. S-a născut într-o familie de intelectuali din Chișinău și, fiind singurul copil în familie, a primit mereu tot ce își dorea. Poate de aceea a fost un copil rebel, de multe ori nemulțumit de ceea ce făcea. Uneori, în mod straniu, se visa în biserică și nu înțelegea ce semnificație are acest lucru. Despre călugărie nu aveam de să știu cine sunt călugării. Știam doar despre călugări de la Umberto Eco, din Numele Trandafirului Romanu. Știam de la Ion Druță, citind Clopotnița, Biserica Albă. Ca orice tânăr și-a văzut de piață și a absolvit facultatea de drept, la 24 de ani a avut curiozitatea să afle ce înseamnă viața monahală. Un preot cunoscut, m-am dus la el și zic, părinte, vreau la mănăstire. Și el se uită așa la mine și zice, păi, nu cred. Zic, sincer vreau. Deci cu modul tău de viață, cu gândirea ta, cu... nu te cred. Și zic, hai să vreau. Nu știu ce înseamnă mănăstire, că zic, îl întreba și părinte care veneam. Zic, da, acolo, zic, cum trăiți? Zic, da, apa aveți? Da, hainele cum îi spălați? Eu aveam preînchipuire despre mănăstire, vă spun, numai din cărți. Este o peșteră, stă o lumânare, un pahar cu apă și o cățică de pâine. Noul Neamț a fost prima mănăstire pe care a văzut-o în viața lui. Când am trecut peste poarta mănăstirii, am simțit în mine un răspuns, sunt acasă. Așa că nu a mai plecat de aici. Ca orice novice, a avut de trecut nu doar proba credinței, ci și a dedicației prin muncă fizică. Băiatul de oraș, obișnuit mai degrabă cu studiul și cartea, n-a pregetat și a lucrat de toate, inclusiv la cărat saci. Multă vreme familia nu a știut nimic despre el și le-a dat de veste unde este abia după ce devenise călugăr. Eu sunt unic, cum ar fi copil la părinți. Vreau și să aibă nepoți. Le-am tăiat toate aceste ocazii la toți. Am fost un pic supărat, dar n-au decotul. Încet, încet, părintele Sebastian s-a împăcat cu sine și cu Dumnezeu. În mănăstire nu poți rămânea dacă nu ești chemat și dacă nu percepi realitatea. Altfel, nimerești la psihiatrie. Deci, eu eram acela care ziceam, păi călugresc niște oameni proști, niște needucați și neînvățați. Îl întrebăm ce ar spune despre credință unui om de dincolo de poarta mănăstirii. Ne-a răspuns că drumul spre mântuire nu înseamnă ore întregi de bătut mătănii, ci puterea de a fi mai bun, de a întinde o mână de ajutor cui are nevoie și chiar de a-l asculta pe omul care vrea să-și descarce sufletul. La noi foarte multe lucruri se înțeleg greșit, că Dumnezeu nu vrea de la noi acel rigorism care noi înșine ne-l punem nouă, cu frunte de podeală. Și când vine un cineva și zice, ajută-mă, te rog, un leu, pentru o bucată de pâine, da? N-am. Du-te de aici. Povestea părintelui Gerasim sună altfel. Înainte de a se călugări, a fost căsătorit și a avut 4 copii, cărora le-a asigurat cele necesare muncind de la colcozul din sat. Dar în suflet avea chemarea lui Dumnezeu. În cele din urmă, la 35 de ani, a intrat la seminarul teologic din Odessa, apoi s-a făcut preot miran. A fost primul pas. Al doilea l-a făcut la mănăstire când s-a călugărit acum 7 ani. A renunțat de tot la familie și la gospodărie. Acum e acasă în chilia de 9 metri pătrați de la mănăstirea Noul Neamț. Ierașul unde noi ne rugăm, nu că numai călugărești, dar știi care creștin, este altarul sufletului său. În chilie domnește modestia. 2 paturi mici de lemn, pe pereți niște fotografii vegheate dintr-un colț de câteva cărți. Noi suntem datori de a ruga numai pentru noi. Noi rugăm pentru toată lumea. Acum, la 82 de ani, are un singur regret când vorbește despre toate acestea. Târziu
am primit călugăria, desigur că din cauza că am fost familiar, dar s-a putut și mai înainte. Viața trăită în lumea obișnuită i-a permis părintelui Gerasim să vadă cum, de la an la an, oamenii se cam îndepărtează de credință. Cum e lumea amul? Față de cum a fost înainte e meu obraznic, mai ales tineretul. Putem să ne așteptăm de o pedeapsă lui Dumnezeu la așa ceva, pentru că Dumnezeu rabdă, dar cât a fost, poate să râde așa ceva? Deocamdată Dumnezeu e înțelegător. Poate și pentru că în această săptămână, mai mult decât tot anul, s-au întors mulți cu fața spre El, așteptând învierea Domnului. La mănăstire e o sărbătoare specială, fiindcă 27 de ani aici nu a fost Paștele. Comuniștii au decis că Sfântul Lăcaș trebuie transformat în spital pentru bolnavii de tuberculoză și anexele în depozite pentru medicamente. S-au închis, s-au tăiat frânghiile ca să nu bată clopotele, s-au ștampelat ușile și s-a spus că mănăstirea s-a închis deja. Vedem acest zid aici, în această fotografie, care desparte clopotința de restul mănăstirii. Aici vedem iarăși în perioada aceasta închidere mănăstirii, când era spitalul de tuberculoză. Este ușor de înțeles bucuria călugărilor când pot sărbători cum se cuvine în casa lor și a Domnului. Eu când ajung la Paști, parcă ne șus pe pământ. Bucuria învierii nu poate să o stângâni. Hristos a înviat! Moldovenii au mâini de aur, o știu toți. Se pot descurca fără specialiști când își lucrează pământul, fără constructori când își fac casă și chiar fără mecanici când își repară mașina. Dar chiar și așa sunt unii care reușesc să facă mai mult decât atât. Petru Marinov din Ceadăr Lungă a construit singur un elicopter. Cum de i-a reușit și la ce visează mai departe, aflați însă săptămâna viitoare. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se încheie aici. Vă aștept din nou duminică la ora 18:20 să descoperim împreună Moldova, o țară de minune.